Președintele Consiliului Județean Telorman, Adrian Gâdea, spune că respingerea repetată a proiectelor va crea probleme administrative care în final vor fi resimțite de populație. La toate cele care au fost respinse, toate proiectele de hotărâri care au fost respinse, nu s-au primit explicații. Era normal să motiveze acel vot sau acele voturi împotrivă. Înființarea unui ambulatoriu la Spitalul de Pneumoftiziologie din Roșiorii de Vedea apare constant pe ordinea de zi a ședințelor, dar nu a reușit să întrunească numărul de voturi necesar, deși se așteaptă un control de la Ministerul Sănătății pentru acreditare. Criticile medicului Valentin Filip, consilier liberal, care a făcut o inspecție la Spitalul de Pneumoftiziologie, au fost însușite de colegii săi de partid, spune Adrian Florescu, vicepreședintele liberal. Acum, dacă domnul director de acolo, managerul de acolo n-a reușit să-l convingă pe medicul de profesie Filip, am luat opinia domnului doctor ca fiind cea mai specializată dintre noi consilierii județeni. Proiectul ambulatoriului mai are de trecut două hopuri până va fi pus în aplicare. Votul pozitiv în Consiliul Județean, care pare a fi cel mai dificil, și obținerea acreditării de la Ministerul Sănătății. Ambulatorul integrat degrevează o presiune de pe spital, pentru că sunt foarte mulți care vin în ambulatorul integrat, primesc îngrijirile necesare, primesc o rețetă, li se recomandă un anumit tratament și mai sunt chemați peste o perioadă de timp să vină la control. Adică degrevezi partea legată de spital și de internările care în acest moment se fac în spital. Până la o ședință viitoare ordinară sau extraordinară, proiectul ambulatoriului, ca și alte proiecte de tipul reorganizarea DGASPC sau aprobarea contului anual de execuție al bugetului județului, rămân în aer din cauza votului de astăzi.